Hello, hello! Sunt în Malmö. Știu, un pic random, dar am venit aici la un salon. Mă duc acum spre el în timp ce lucrez, în același timp. Cred să umblu așa, până în Copenhaga. E mai mult de mers decât ai crede. Hello, hello! Ieri am fost în Malmö pentru că mi-am făcut un tratament facial, mi-am făcut tratamentul cu laser CO2 pe care l-am mai făcut odată și anul trecut, dar ideal ar fi să te ții de el. Evident l-am făcut pentru estomparea semnelor lăsate de acne și sunt foarte prăjită, arăt ca o bucată de fried chicken, jur. Așa mă simt, așa arăt, astăzi am lucrat de acasă pentru că nu puteam să ies așa în lume, nu puteam să mă așez cu oamenii la masă să mâncăm împreună, eu arătând așa. Așa că sper ca până luni să se mai calmeze, dar n-arată drăguț deloc. În seara asta este noaptea culturii, s-ar traduce, și e ca un fel de noaptea muzeilor, dar că nu e gratuit, se plătesc bilete, dar oricum, la preț nu se compară, costă cât o intrare în, sau chiar mai puțin ca o intrare la anumite muzee și sunt foarte multe evenimente și workshop-uri. În plus avem și transportul inclus în asta, adică putem să folosim autobuzele și toate mijlocele de transport în comun ca să explorăm în noaptea asta. Dar vremea e destul de nașpa, cel puțin acum este destul de nașpa, plouă și așa că o să vedem cât o să umblăm, dar nu e o vreme foarte, foarte faină. Dar până atunci mai am niște chestii de editat, așa că o să mă apuc de ele acum. Am fost pe durere săptămâna asta, am fost de dimineață, am avut programare la 9:30, mi-a luat o oră oricum să ajung până acolo, așa, mașina asta. Așa că eu la 8 dimineața eram în moț într-o sâmbătă ca să mă duc să mă epilez la prima oră. Am o mică dilemă, pentru că recent am decis să împărtășesc experiența mea cu haina de pe Shein. Săptămâna asta am postat un material pe care l-am filmat acum ceva timp, despre experiența mea cu hainele de pe Shein, în principal cu una dintre piese. Am o piesă vestimentară de pe Shein pe care am comandat-o acum ceva timp și pe care am purtat-o de două ori și în două ocazii mi-a provocat o reacție a pielii. Da, am decis să vorbesc despre asta pentru că mi s-a părut foarte ciudată reacția aia și mi-am dat seama că singura chestie în comun pe care o aveam în momentul respectiv, când mi-au apărut acele bubițe care mă mâncau, era faptul că purtam acea bustieră pe care nu o purtam oricum foarte des. Am purtat-o prima dată anul ăsta și da, mi s-a părut ciudat. Inițial am crezut că poate este de la vreo insectă sau de la ceva ce am mâncat, însă în remarca oricum nu prea sunt insecte, nu am pățit, nu m-au ciupit nici țânțarii, nu mă ciupesc aici, n-am avut nimic de genul ăsta, dar eram ok în fine, dar și când s-a întâmplat a doua oară, fiind la prima oră, dis de dimineață, foarte ciudat și mi-am dat seama că e foarte probabil să fie de la asta și apoi când am început să caut și să sap mai multe informații despre Shein și în general despre hainele de pe Shein și AliExpress și Alibaba și site-ul la nou, care nu știu cum se numește, cel cu Timu sau ceva de genul ăsta, aparent s-au făcut studii pe hainele respective care arată că au un nivel
mult mai ridicat de, adică un procent mult mai ridicat la anumite substanțe prin care tratează și vopsesc hainele care în Uniunea Europeană sunt reglementate, practic hainele care ajung în mall-uri se supun unor reglementări stabilite de Uniunea Europeană, dar pentru că astea vin din China, nu urmăresc niciun fel de reglementare, niciun fel de reguli, nu nimic. Și da, practic poate să pună și să le facă și să le trateze cum vor și cu ce vor. Și oricum aveam sentimente mixte despre Shein, dar pe mine cel mai tare mă amuză faptul că sunt informațiile acolo, sunt în online, nu e doar ceea ce spun eu, au avut și alții experiențe asemănătoare, dar în momentul în care ești pe partea internetului care îți arată tonele de haul-uri de pe Shein și alternative și fel de fel de prostii, nu ajungi pe partea care îți arată și lucrurile neplăcute pe care le pot provoca hainele de pe Shein. Sunt ok că oamenii își povestesc experiența, e perfect în regulă, dar nu apreciez să-mi fie demontată experiența în niciun fel, mai ales când sunt informații acolo, nu este nimic neobișnuit și nimic rar. Da, să nu vrei să accepti, e cu totul altceva, pentru că, nu știu, îți place compania asta atât de mult, sincer, n-ar trebui să ne placă compania asta, asta e pe lângă faptul că hainele lor sunt fucking toxice. Iar pentru cei care îmi zic, poate ești alergică la material, polyester în elastan. Două materiale pe care le găsești în aproape orice piesă vestimentară. Și ce mă amuză cel mai tare e că oamenii iau apărarea companiei Shein de parcă dețin cotă parte din companie, jur. Și ce mai e ciudat e faptul că cu toții știm că, de exemplu, produsele cosmetice venite din China sunt mult mai unsafe decât ceea ce intră pe piață în Uniunea Europeană. Și am dat seama că suntem mult mai grijulii când vine vorba de produse cosmetice pe care le cumpărăm. Suntem dispuși să credem că sunt substanțe toxice care ne pot afecta sănătatea în ele, dar nu înțeleg de ce avem o viziune atât de diferită când vine vorba de haine. Sunt haine! Vin tot pe piele. Nu vine să cred că am ajuns în punctul ăsta, dar trebuie să recunosc că ai mei au avut mereu dreptate. E mult mai ok să îți iei chestii mai de calitate. Iar eu personal sunt chitită să implementez chestia asta în viața mea. În plus, hainele de calitate arată mult, mult mai bine. Arăți mult mai clean, mult mai put together, arăți mult mai bine și mult mai prezentabil când vii cu, ești îmbrăcat în niște haine ok și de calitate. În plus, pe timpul iernii este mult mai bine și e mult mai cald. Nu se compare niciodată o haină din lână cu o haină dintr-un plastic ieftin. Nu ține absolut deloc de cald. Zic să reflectăm cu toții la chestia asta. Iar ne-a fost lene să gătim. Da. Dar cineva gătește altceva. Lapte de pasăre din nou. Yay! Bună dimineața! Este luni. Work from home astăzi pentru că încă arată fața mea așa. Arată bine, însă nu suficient de bine încât să mă simt confortabil să stau lângă colegii mei. Da, să sperăm că o să-și revină curând și sper să-și revină până la ziua mea sâmbătă. Nu că avem planuri mărețe sau ceva, dar m-aș simți mai bine dacă aș începe vârsta de 28 de ani cu tenul ok-ish. Astăzi trebuie să mă și duc puțin în oraș pentru că am nevoie să iau ceva la serviciu. V-am mai spus, dacă ați văzut The Devil Wears Prada, eu sunt un pic, semăn un pic cu Andy. O să fie nevoie să mă duc să iau ceva din centru și trebuie să mă duc să și returnez ceva, trebuie să mă duc și la dans la bară, dar în prima parte a zilei vreau să lucrez un alta la birou și să termin și un vlog pentru mine, pentru că în sfârșit am început să aliniez un pic vlogurile. Mult timp nu am editat și n-am postat pentru că, sincer, unu, nu filmasem foarte mult și doi, nu mai știam, era un haos total acolo, nu se mai înțelegea nimic, nu mai știam în ce zile am filmat. E destul de dificil uneori să țin pasul. Și mai ales în zilele în care mă duc la birou și apoi vin acasă și mă fac nimic palpitant, nu am ce să filmez, gen, nu am ce să vă arăt. Aș putea să vă arăt, nu știu, pe la birou și chestii, dar nu se întâmplă mereu chestii palpitante. Mă pregătesc să mă duc la dans la bară, n-am mai fost de ceva timp. Cred că de acum, săptămâna trecută n-am fost deloc, acum două săptămâni am fost. Pentru că am fost la menstruație și nu prea am avut chef și energie. Chiar nu mă simțeam sexy deloc. Și îmi caut ceva cu care să mă îmbrac și pentru că n-am făcut curat în dulapul ăsta și nu mi-am scos chestiile de toamnă.
După am lucruri la îndemână care sunt potrivite pentru vremea asta. În urma tuturor comentariilor pe care le-am primit, cum că alergia mea la piesa vestimentară de pe șie nu este justificată, că acele bubite par a fi ciupituri de țânțar, de ploșniță, de puriș, de orice insectă existentă și posibilă, sau că poate fi de la materiale care sunt cele mai puerile materiale și pe care le găsim în toate hainele și cu care sunt destul de obișnuită și fel de fel de justificări. Port piesa în cauză astăzi la dans la bară și așa, și să vedem dacă mai apare sau nu, chiar a fost de la căldură sau de la orice altceva mai spus lumea că ar putea fi acea alergie. Sunt destul de curioasă. Astăzi nu mai am scăpare, trebuie să mă duc la birou. Fața mea se decojește și zonele în care s-a decojit deja. Iar pe gât în continuare este nu foarte plăcut. Mi-am pus șapca, încerc să stau ascunsă cât de mult se poate. Dar evident că va trebui să vorbesc cu oameni față în față și să... Dar asta este. Să pun o față încrezătoare și mă duc la birou. Ținuta de astăzi